poate mai mult. Iar dacă sudul se uită și spre sud-vest, către Ardeal și către zonele bogate, cred că are de învățat. Nu vreau să vă... Am avut și un proces de înnoire. Avem colegi delegați, tineri, poate la prima participare la un asemenea eveniment. Vă rog să-mi permiteți să prezint și colegii care sunt aici pe scenă în fața dumneavoastră. Valeria Schelean, deputat. Popa Ioan, primarul municipiului Reșița. Felix Borcean, primarul municipiului Caransebeș. Cojocaru Ioan, liderul grupului consilierilor județeni. Ghiță Românu, primarul orașului Anina. Adi Torma, primarul orașului Moldova Nord. Cristi Miclău, primarul stațiunii Băile Herculane. Brian Filimon, primarul comunei Măureni. Moise Elena, primarul comunei Dovneci. Adi Dacica, viceprimarul municipiului Reșița. Și unul dintre cei mai vechi liberali, veteran, camarad, Ioan Rusu, primarul comunei Zeliș. Bună ziua dumneavoastră tuturor! Suntem aici într-o mare familie cu care am purtat bătălii electorale și înainte de unificare și după ce ne-am unificat și cred că aceste bătălii ne-au întărit și ne-au făcut să fim o echipă puternică. Să ne cunoaștem fiecare dintre noi greșelile, minusurile, plusurile, să ne găsim fiecare dintre noi locul în această mare echipă a Partidului Național Liberal. Am intrat în politică în 2008 din convingeri personale că tinerii pot aduce un suflu nou, pot să înnoiască clasa politică și pot să aducă schimbare. Pentru că, de multe ori, primul lucru pe care cetățenii l-au cerut a fost schimbare. În 2012 am hotărât să mă implic activ, am candidat aici în județul Caraș-Severin și am continuat cu nou mandat în 2016 din aceeași convingere că e nevoie de un suflu nou, de tineri, de o echipă puternică, de oameni care avem convingerea că putem munci pentru binele județului nostru. Vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră care sunteți aici în sală, din toate zonele din județul nostru, care ați fost alături de echipa Partidului Național Liberal în aceste două campanii din 2016, dar și fiecăruia dintre fostele, vechile partide care au purtat bătălii serioase în anii electorale anteriori. Eu îmi doresc ca Partidul Național Liberal să fie o echipă puternică. Eu îmi doresc ca acest proces de fuziune care se încheie, este o etapă care practic marchează finalul fuziunii dintre PNL și PDL, această fuziune să ne întărească, să ne facă mai puternici, să arate că într-adevăr suntem lideri și între noi există resursă umană puternică și că putem să ajungem într-un viitor orizont de timp scurt, cred eu, pentru că sunt oameni care știau și au văzut această discuție și n-au știut nu să ia apărarea unui om, ci să aplaneze un conflict. Eu vă doresc astăzi să aveți înțelepciune, să continuați aceste alegeri și cu voia dumneavoastră am să mă retrag de la acest eveniment pentru că vreau să vă las să ieșiți întăriți împreună după acest moment. Mulțumesc! Priorități pentru următorii ani, ați văzut cum am prezentat în programul politic, evident, sunt legate de alegeri. Toate prioritățile sunt legate de alegeri, pentru că în alegeri este cea mai bună măsură a potențialului pe care îl are această filială. Și ne propunem, evident, ca pentru anul 2019, pentru anul 2020, să venim cu candidați serioși, cu oameni competenți, să avem succes în fața cetățenilor, în fața alegătorilor, astfel încât să realizăm ceea ce n-am putut realiza în 2016. Care vor fi prioritățile din punct de vedere al parlamentarilor și din punct de vedere al administrației, da, locale, ținând cont că județul se miște un pic.
parlamentarii din Caraș-Severin nu pot conduce Consiliul Județean conform legii și l-am văzut și noi că în județul Caraș-Severin nu se mișcă nimic, dar până la urmă a fost opțiunea alegătorilor acum un an de a vota o formulă sau mai multe formule, pentru că niciuna n-a fost câștigătoare, mai multe formule care după alegeri s-au aliat și au făcut această alianță la Consiliul Județean și cărora, indiferent care cum sunt politicieni, eu le doresc mult succes, pentru că până la urmă și eu trăiesc în acest județ și este pentru binele județului Caraș-Severin dacă această alianță, indiferent din ce partidă este formată, conduce județul bine. Evident că și eu sufăr ca și ceilalți cetățeni dacă județul Caraș-Severin nu este condus așa cum trebuie, dacă lumea este nemulțumită. Din punctul meu de vedere, și Consiliul Județean și oricare primărie, indiferent de culoarea politică a primarului, au tot suportul și susținerea parlamentarilor, pentru că, așa cum am spus și anul trecut, în fiecare localitate sunt și liberali, și PSD, și PMP, și UNEPERI, și țărăni, și orice simpatizant politic este până la urmă un cetățean care trebuie respectat. În altă ordine de idei, evident că eu ca senator liberal voi avea o preocupare ca toți primarii noștri să aibă reprezentare, să aibă o voce în București, la orice instituție, la orice minister și le susțin toate proiectele. Dincolo de susținerea administrativă a parlamentarilor, deja ați văzut că am anunțat, am deschis cabinet și la Moldova Nouă, și în Reșița și la Caransebeș, vreau să fac ceea ce mi-am propus, să stau de vorbă cu cetățenii și să preiau propuneri, idei, gânduri care se pot la un moment dat metamorfoza în proiecte de legi. Evident, o altă preocuparea mea este ca legile care acum nu sunt cele mai bune, care creează disconfort, care creează neplăceri, care nu sunt agreate de cetățeni, să fie amendate, să fie modificate și deja de 4 luni de zile de când sunt în Parlament, am devenit coautor la mai multe legi, sunt în proiect de a analiza și a deveni inițiatorul unor legi, astfel încât ceea ce mi-au spus cetățenii că au ca o nevoie, ca o observație, la un moment dat se concretizeze într-un act normativ. Disensiunile de la începutul ședinței? Ați știți despre ce este vorba, au fost doi colegi care au polemizat. N-am vrut să intrăm și să oficializăm, să discutăm subiectul în această ședință, nu era pe ordinea de zi și eu cred că doi colegi, indiferent cât se confruntă, polemizează, până la urmă ajung la un numitor comun. Evident că nu sunt de acord cu tonul sau cu unele cuvinte care pot genera neplăceri sau, momente neplăcute sau delicate și acestea cred că se pot rezolva într-un mod prietenesc, printr-o simplă discuție care poate reduce, toate supărările.